căștile s-au pierdut, încă n-au venit alea. Este o femeie foarte frumoasă. Mulțumesc. A? Arată-ne părul, Maria. Păi nu se vede aici bine. Vai, Rapunzel. O să fac mâine, oh. O să fac mâine, mă duc înapoi la salon și o să fac mâine un Insta story și o să vă arăt. Maria, vorbește mai mult cu persoanele decât cu mine. Eu nu prea te înțeleg, eu nu prea aud. Păi nu vorbeam cu tine. Păi asta zic. Nu vorbeam cu tine oricum. Superbă, vă iubim, băi, vă mulțumim. Sunteți foarte frumoși amândoi, Barbie și Ken. Hai mai că da? Frumos eu. Adevărat. E superbă. Ia spune, să haideți cu întrebările, să riscă întrebările pe noi. Băi, vezi că ai dat acolo pe jos, bă, nebunule. Ești foarte frumoasă, mulțumesc. Mă voi la puterea dragostei, mai sunt multe fete frumoase și o iubesc foarte mult. Te susținem! Cică, nu mai stau pe live-ul ăsta, da, da, da. Este cu Andreea și încearcă să arăt. Duceți-vă unde vă face vouă plăcere, nu vă ține nimeni cu forța pe niciun live. Dacă vă face plăcere mai mult să vedeți sânge, dar oricum e și târziu. O iubire curată, lucrurile spuse din suflet. Vă rog, să-ți invitații mei. O pereche nebună, Marinescu și Maria. O să aveți un copil minunat. Am făcut sunetul ăsta. Ce? Zic, a scris cineva în rusă, cel mai frumos cuplu. Eu ce scrie Stoica? Maria, te-ai voptit? Da. De cel mai tare, bravo vouă, aș par toată România pe Instagram, bravo vouă, Maria, ești nebună, ce ai făcut lui frate-mi să l-ai scoldat în boală, e îndrăgostit de tine, Maria, frate. Spune ce mai frumos, sper să câștigați finala, vă pupăm. Vă pup și vă urmăresc Republica Moldova. Te-ai făcut blondă ca și aia, să nu se mai uite Marinescu după ea. Da, numai că aia e blondă de la jumătate și o ce? Blondă n-am de auzit, când am intrat în casă. Era un comentariu. Tu știi ce ai zis, eu n-am auzit. Lasă că e bine ce am zis. Poți să spui orice vrei, că eu nu aud. Chiar dacă e o prostie, poți să o spui. Ferească Dumnezeu ce orice se vede, Maria, dar e lumina proastă, dragii mei. Ia uitați-vă. E la buze. Am pupat-o eu pe Maria prea mult și din cauza că am pupat-o, i s-au iritat buzele și s-au, de fapt s-au inflamat buzele. Înțelegeți că eu sunt pupăcios, rău, tot. De ce ai făcut așa când ai ieșit de copil? Păi copilul, vă dați seama că este superb. Dacă ar fi să avem noi doi un copil, dar suntem prea tineri, cel puțin eu. Ea are 30 de ani, Maria, eu am 20. Eu sunt prea tânăr momentan. Maria, fă-ți un lifant. Hai că da. Da, nu că avem cont la comun. Hai că vezi că vorbești prost. Mică, vorbești prost. Vezi că vorbești prost. Scoate filtrul, Maria. Ți-am zis și eu să scoți filtrul. De ce nu scoți filtrul? Că nu vreau. Ce are dacă nu scot? Păi ești mult mai bine fără. Nu. Vă iubim și te-am de voi. Mulțumim mult de tot. Zice într-una că te iubește. Nu zice nimic. Păi eu nu l-am auzit niciodată. Când ai zis că mă iubești, Marinescu? Am zis în emisiune. Eu vreau să aud aici. Ce rușinos. Ce ai, mă? E rușine, n-am zis cuvântul ăsta niciodată eu. Cum nu l-ai zis dacă mi l-ai zis mie? Păi da, dar nu,
îmi place să-l afișez așa public. Dar mi l-ai zis la vrăjeală. Păi nu, dar știi că te iubesc mult de tot și nu mai trebuie să spun niciun cuvânt. Păi și ce dacă zici? Păi ai zis acum ce are. Important este că tu simți. Auzi, mă, dar eu trebuie să mă rog de tine. Stai, ia taci un pic, dar eu trebuie să mă rog de tine să-mi zici mie te iubesc. Păi asta vă că faci, atunci lasă-mă să zic eu când simți. Ce? Păi tu lasă-mă ai zis. Să... Păi vreau să spun eu când simți. Și vreau, da, vreau tu să ai spun... spus, tu ai început discuția. Vreau să spun că după această transformare pe care... Această transformare pe care ai făcut-o și că ți-ai pus acel păr superb și această culoare care te prinde magnific, vreau să spun că te iubesc. Nu, uite, nu m-am putut abține, acum ți-am spus treaba asta. Ce legătură are? Ești prea frumoasă. Vezi că ești nesimțit. Ești foarte frumoasă, mă, ce am zis. Nu, ești nesimțit. Hai, stai. Uite. Nu știu ce s-a întâmplat, în fine. Aveți mai mulți oameni pe live. S-au supărat pe mine, Maria, nu știu ce. De. Nu știu, am rămas în pană acum. În fine, eu continuu aici, stau cu voi pe live, să vorbim, să... Am făcut și eu o glumiță. În fine. Hai! Merge mai departe. Dă-mi și mie, vă, Cotruț. E bine. Îi trece, trece. N-am vorbit nimic prost. Răspuns în privat. Încerc să răspund și în privat. Nici eu nu înțeleg, dar în fin. În fine, eu încerc să o înțeleg de fiecare dată, dar sunt momente în care efectiv nu o înțeleg. Eu așa sunt eu, o fire foarte glumeață, mi-mi place să glumez, să fac caterincă. Na. Salut, salut. Am înțeles foarte aiurea, în fine, nu mai contează. V-ați despărțit, nu l-am despărțit. Am înțeles greșit. Dă-mă și mie, mă. Că mă zăpăcești. Te faci TikTok de la narghilea. E al nostru, băi. Bine al nostru. Stați așa să-l vedeți pe răduc. Aici cu Maria împreună. Băi, dă-mi ăla, mă, muștucul cu drug. Muștucul. Ce-i ăla? N-a stricat nimeni niciun live. Noi stăm mai departe pe live. Ia uitați-l pe al nostru. Aveți, au dat training-ul ăsta. Faceți voi, voi nebunilor. Ce drăci aveți pe voi. N-ai cum că ăsta. Boala copiilor. Lui Stan. Lui Stan. În fine, nu știu, uitați ceea ce s-a întâmplat și ceea ce ați văzut adineauri, nu mai contează. Noi ne continuăm mai departe live, haide să vorbim. 300. La 12 și 20. Și aveam cu două persoane, aveam 300. Băi, adevărat, ai comandat cu, ai niște glume sexy minuri. Păi și... Ce dacă? Băi că nu înțeleg unde-i deranjul, unde... Nu înțeleg, în fine. Da. Ce
Vând Golf 4. Fac eu story, că de-aia sunteți de frumoși, mulțumim. Păi și ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Eu continui live-ul meu pe care îl fac cu voi, discuțiile pe care le avem. Înțelegeți? Eu sunt dispus să explic persoanei de lângă mine anumite aspecte, dar în momentul în care, nu știu, tu e prost, te lasă să-i prost. Exact, ți-a spus, te iubesc, ce frumos ești, exact așa. Ce faceți voi, voi nebunilor, ce de la ce aveți, mă? Văd Maria și Maria. Ia-le-o, mă. Asta! Hai că l-ai făcut iar. Dar nu că ați spus de multe. Sunt mai tare, mulțumesc mult de tot. Dă și mie viața. Mai vrei? Păi acum tu stai mereu non-stop. De câte ori merg la sală, m-am apucat de sală iar și merge foarte bine. Curajul și de ce faceți voi? Voi așa e când ești vedetă, nu știu unde se împarți. Se împarte pe trei telefoane de la trei băieți aici. Comorul tău sec. Păi, fraților, nu știu. Eu nu mă las afectat de ceea ce se întâmplă. Chiar am o dispoziție foarte bună și sunt extrem de bine dispus să discut cu voi. Despre asta e vorba. A, bine, Paraci. Paraci. Dar n-am luat-o la mișto, ați văzut și voi foarte bine chestia asta, că n-am făcut mișto cu nimic, absolut nimic. Așa e, sunt eu Caterin Cos, în fine. Care face ce vrea. Mă rog, ce glumă ai făcut. Da, a făcut ce-o glumă. Am spus că e frumoasă și de când s-a schimbat așa, acum pot să spun că și eu o iubesc. Acasă, Marnescu. O să vin și eu acasă. În curând vin. Păi să pe notiunea de astăzi și numai. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Păi schimbați subiectul. Dacă vedeți că nu mai discut, haideți să vorbim de ale noastre. Să schimbăm un pic atmosfera. Na. Ascultă-mă bine, sunt femeie. Da. Zic că sunt fermier și ca o nevastă. Fermier ca o nevastă, dați mesaj. Mai zi, mă zi. Te vrea lumea aici. Ce scrie lumea? Băi, dar ce-i filtrul ăsta, mă, să spar telefon? Ce scrie acolo? Băi, muie. Ah, bă, pula, ăsta mă jură. Am zis, băi, muie. Ce drăgi ai pe tine de face șavără? Te vezi cu ea în viitor.